Bună ziua! Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, a avut loc ședința Comisiei Juridice Numiri și Imunități, în cadrul căreia am aprobat raportul asupra câtorva proiecte de hotărâri. Primul vizează aprobarea programului de activitate și acordarea votului de încredere guvernului. Acest proiect de hotărâre, acest raport asupra proiectului de hotărâre a fost aprobat cu majoritatea membrilor comisiei. Al doilea raport ține de proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea listei ministerelor. Știți că a fost propusă o altă organizare a guvernului prin divizarea câtorva ministere. Și acest proiect de hotărâre, deci raportul asupra proiectului de hotărâre a fost aprobat cu majoritatea membrilor comisiei. Și al treilea raport asupra proiectului de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Parlamentului numărul 84 din 2021 cu privire la componența numerică și nominală a biroului permanent al Parlamentului. În acest context, acest proiect de hotărâre prevede majorarea numărului membrilor biroului permanent de la 12 la 13 pentru asigurarea și acordarea unei funcții în unei poziții în cadrul biroului permanent opoziției pentru a asigura respectarea întru totul a principiului proporționalității reprezentării fracțiunilor parlamentare în cadrul biroului permanent. Și acest raport asupra proiectului de hotărâre a fost aprobat acest raport a fost aprobat unanim de către membrii Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi frumoasă!